ziua, vreau să facem un update pe situația coronavirus, modificări la legea 95 și ce întrebări mai sunt în domeniul sănătății. Astăzi am avut, în momentul de față este o întâlnire la Departamentul de Situații de Urgențe, la care participă secretarul de stat Nelu Tătaru, și vă vom ține la curent cu măsurile care vor fi luate și vor fi adoptate mâine în Comitetul Interministerial, care va avea loc în jurul orei 12 la Ministerul Sănătății. Din câte știm, în momentul de față, după datele care le-am primit de la Centrul European, de la doamna Eamon, sunt 4 cazuri în Franța, 4 cazuri în Germania și niciun alt caz confirmat în restul Europei. Cele 4 cazuri din Germania sunt recente și sunt o situație particulară. Aparent, într-o companie germană a fost avut loc vizita unei delegații din China și toți cei 4 pacienți germani au fost în contact cu delegația din China. În momentul de față, din fericire, în țara noastră nu avem niciun caz confirmat de coronavirus. Sigur, au existat mai multe suspiciuni, deoarece acest virus coincide cu sezonul, cu perioada de gripă sezonieră de la noi. Suntem pregătiți, numărul de centre vi le-am anunțat în conferința trecută de luni, așa că dacă aveți întrebări pe acest subiect. Tot de la suspiciunea de coronavirus a pornit scandalul de la Spitalul Județean din Bacău, când și-au dat demisia astăzi 7 medici. Ce ne puteți spune? Am luat legătura cu doamna profesor Cimpoieșu, șefa Comisiei de Medicină de Urgență. În momentul de față, numai un singur medic a rămas demisionar, este cel care a fost amendat. Și mâine doamna profesor se va deplasa la București pentru a discuta împreună cu cei de la DSP și cu coordonarea lor la nivel central despre această situație. Deci pot să vă asigur că unitatea de primiri urgențe de la Bacău funcționează normal, ca multe situații, probabil este un conflict interuman pe care îl vom soluționa. Dar medicul avea obligația să anunțe DSP-ul sau infecția? Medicul, sigur că avem, vedeți, conform HG-ului din 2017 și adresei care s-a dat odată cu adresa numărul 1736 din 23 ianuarie, dată de Comitetul Interministerial, care a readus aminte procedurile în cazul acestui context mondial cu coronavirus. Medicul avea și unitatea sanitară trebuia să anunțe DSP-ul. Cei de la DSP și-au dat seama de acea suspiciune de coronavirus într-o conferință de presă, ceea ce este nefiresc. Mă rog, cum spuneam, este un conflict interuman care trebuie dezamorsat pentru ca toată lumea să funcționeze normal în această perioadă de criză. De asemenea, facem un apel la calm. Avem această, cum spuneam, această suprapunere coronavirus cu gripă sezonieră. Vor mai fi suspiciuni, să le tratăm pe toate cu calm, cu celeritate, deoarece sezonul mai are câteva luni și nu are rost să mobilizăm și să determinăm o stare de panică în rândul populației inutilă. O să analizăm, v-am spus, cazul se analizează mâine în Comisia de Medicină de Urgență împreună cu reprezentanții DSP-ului, pentru a nu are rost să ajungem la niște concluzii înaintea analizei. Astăzi în România s-au întors, de fapt, câțiva studenți din Brașov.
din China și v-am să vă întreb când o să aveți noi acele termoscanere. Știu că au fost verificați în aeronavă, dar mi se pare că este important la momentul. Este o întrebare foarte bună și țineți minte, nu știu dacă ați fost la conferința de presă de luni. Din păcate, termoscanerele nu sunt foarte eficace. De ce? Fiindcă pacienții cu coronavirus, asta este o particularitate acestui infecții virale, nici eu nu știam, ne-a explicat cei doi referenți ai noștri, domnul profesor Străinu Cercel și domnul profesor Rafila. Din fericire avem două personalități în domeniu și această infecție cu coronavirus se manifestă inițial cu o... Pacienții sunt apiretici, afebrili în primele zile și astfel ei pot avea infecția, pot avea chiar o formă avansată, fiindcă în primele zile chiar pacienții au o formă de pneumonie interstițială, dar care nu se manifestă clinic. Deci termoscanerele sunt mai puțin eficace ca în alte patologii de același tip. Termoscanerele erau eficace, de exemplu, în SARS, da? Și ceea ce este important, dar asta trebuie să urmăriți cu Ministerul Transportului, cred că în România trebuie să existe măcar 2-3 termoscanere la nivel național pe aeroporturile mari pentru perioadele care vor urma. Probabil nu este singurul virus de acest tip cu care pacienții și populația din țara noastră se va lovi în perioada care urmează, în anii care urmează. Deci e bine să ne pregătim din timp și să nu reacționăm numai în momente de criză. Domnule ministru, v-ați gândit la măsuri de siguranță suplimentare? Vă întreb în contextul în care, după informațiile noastre, numărul de îmbolnăviri din China s-a dublat, în contextul în care Coreea de Nord și-a închis granița, în contextul în care British Airways a suspendat cursele spre Beijing și Shanghai, v-ați gândit, repet întrebarea, la măsuri de siguranță suplimentare pentru România? Starea avioanelor sau nu știu, ceva? Asta e ușor de făcut, fiindcă nu avem avioane care vin din China. Asta vă rugam, să nu inducem o stare de panică în rândul populației. Suntem în legătură cu autoritățile competente și din Europa și din Franța, care sunt cei mai și s-au luptat primii cu coronavirus și luăm aceste decizii de la o zi la alta. Deocamdată nu trebuie să ajungem la măsuri extreme, trebuie să avem centrele pregătite, să avem procedurile pe loc, trebuie să avem echipamentele. La nivel național am decis achiziții suplimentare de ventilatoare prin Unitatea Națională de Achiziții Centralizate și se va achiziționa pentru fiecare spital județean încă un ventilator, deci așa, acel plămân artificial în plus, iar pentru centrele de boli infecțioase încă 3 ventilatoare și așteptăm răspunsul, probabil încă 2-3 unități de tip ECMO pentru, ce să zic, să spunem rău în față. Deciziile luate în baza căror șifre, vă întreb în sensul în care săptămâna trecută l-am întrebat pe domnul Rafilă dacă are încredere în cifrele comunicate de autoritățile din China și dânsul a spus că da, că sunt experți ai Organizației Mondiale a Sănătății în China. Totuși, în marți, Organizația Mondială a Sănătății a spus că Beijing va permite în curând accesul experților. Deci, din comunicatul Organizației Mondiale a Sănătății rezultă că nu are încă experți. Și Statele Unite ale Americii au anunțat că au cerut din 6 ianuarie Chinei să permită accesul experților și nici până acum n-a primit un răspuns pozitiv. Cum vedeți această lipsă de transparență a Chinei? Practic, epidemia poate fi acolo mai răspândită decât iese în afara granițelor Chinei. Știu că președintele Organizației Mondiale a Sănătății s-a deplasat ieri în China tocmai pentru a facilita dialogul. Prin afacerile externe am primit, chiar mă surprind afirmațiile dumneavoastră, că noi am primit zilnic prin Ministerul Afacerilor Externe informațiile privind evoluția epidemiei cu coronavirus în China. Zilnic avem datele acolo, de acolo numărul de infectați, numărul de morți. De asemenea, trebuie să știți din ce vedem și dacă vă aduceți aminte de declarația de ieri, care a fost foarte profesionistă a Ministrei Sănătății din Franța, doamnei Buzan, virusul este foarte, deci, foarte infecțios, dar nu este încă atât de patogen.
Deci mortalitatea este undeva între 2 și 4%. Sigur, trebuie să fim în permanență pregătiți, fiindcă acest gen de virus, după mai multe cicluri de după mai multe cicluri umane, poate să devină mai patogen de la o lună la alta. Cifrele de la ministri, de la autoritățile chineze sunt una, cifrele de la experți internaționali sunt alta, e cu totul altă credibilitate, de aceea să-i răspund, scuzați-mă, stewardeza de la Cluj a fost testată PCR ieri și era pozitivă pentru virus sincițial respirator, care se tratează simptomatic, simptomatologie de tip pseudogripal, evoluează bine, nu sunt probleme. Pe cei de la DSP Cluj spun că nu are nimic, că e sănătos. N-are nu coronavirus, probabil, se refereau, da? Deci este testată pozitiv cu virus respirator sincițial. Și dumneavoastră când mergeți la snowboard și răciți și vă facem o testare cu PCR, probabil o să găsim un virus sincițial respirator. Domnule ministru, vă mai devreme. Mai mult decât atât, da. Ea poate să fie purtător de virus, să fie sănătoasă de preclinic, să fie inaparent. Da. I-au testat-o ca să vadă dacă nu are coronavirus, nu are coronavirus, sau găsit alt virus, dacă e bolnavă. Este o întrebare foarte bună. Știți foarte bine că nu au testerul vigilentă, Liliana, ca de obicei, nu au testarea pentru coronavirus, dar au testat-o pentru ceilalți virus și este pozitivă pentru virus sincițial respirator. Deci, care explică simptomatologie. Este în principiu în medicină ai găsit agentul patogen, ăla este, Emma. Mulțumesc. Vorbeați puțin mai devreme de gripă. Din păcate, INSP a anunțat astăzi că un bebeluș de 11 luni a murit din cauza acestei boli. Iar dumneavoastră spuneați săptămâna trecută că veți achiziționa 35.000 de noi doze de vaccin. Teoretic, acest copil ar fi trebuit vaccinat pentru că avea și alte probleme de sănătate. Când vor ajunge? Dar tot săptămâna trecută și luni vă reiteram că noi avem încă 60.000 de doze disponibile. Astăzi, la ora 4:30, chiar m-am interesat la direcția de asistență medicală, s-a închis depunerea ofertelor pentru, era un contract cadru, iar în o săptămână, maxim 10 zile, vom avea primele din aceste 35.000 de doze suplimentare distribuite. Și vor fi și pentru copiii sub 3 ani, că au fost ceva probleme? Da, vor fi și pentru copii sub 3 ani, dar, repet, avem astfel de avem de doze disponibile. Există nu se mai colectează. E cumva afectat comerțul cu medicamente din China? Mai repetați, mă scuzați. Plasma, da. Nu se mai colectează din China în momentul de față. Există afectat cumva comerțul cu substanțe deocamdată nu, fiindcă, din fericire, cel mai mare producător și importator de produse din plasmă sunt Statele Unite. Nu mai știu exact statisticile, cred că 78% din produsele din plasmă sunt preparate prin plasma din Statele Unite. Și nu numai noi, toată Europa este dependentă de plasma de acolo. A anunțat Ministerul de Externe că există un român în Wuhan care cere să fie adus în țară de teamă să nu fie infectat cu virusul. Știți ceva? O să primim mâine un raport de la Ministerul de Externe. Sunt mai multe scenarii. Știți foarte bine că Franța și-a repatriat o parte din cetățeni. Germania analizează un scenariu similar și o să vedem care sunt recomandările Ministerului de Externe. Despre cazurile din Franța aveți Despre cazurile din Franța au fost 4 cazuri confirmate, deci la care s-a testat efectiv virusul. Francezii au o experiență mare deosebită în maladii infecțioase. Ei par mai puțin siguri ca chinezii, ați văzut informații, chinezii sunt practic, au spus că în maxim 2 luni ar putea fabrica vaccinul. Și pe 5 dimineața mă întâlnesc cu ministra sănătății din Franța ca să ne iau un update și am rugat un protocol de la specialiștii lor pe coronavirus cu doamna Buzan și mă rog alte, avem un memorandum desemnat pe alte 3 domenii, pacienți arși unde iar suntem deficitari, chirurgie cardiovasculară copii și transplant.
Tot ce 20. Stați puțin, în legătură cu transplantul, veți face un acord cu Franța? Da, vrem să extindem acordurile care le avem în momentul de față, vrem să facem și un acord cu Franța, știți că suntem deficitare. Și cel cu Ungaria? Cel cu Ungaria este o delegație care pleacă pe 3, domnul Radu Zamfir cu domnul secretar de stat Nelu Tătaru, pentru a definitiva acordul cu Ungaria. Este, mai rămân detalii de tip financiar care nu sunt clarificate. Chiar ieri am avut întâlnire cu reprezentanția Agenției Naționale de Transplant și cu juridicul de la noi pentru a pune în practică acest acord. Dar, paradoxal, pe acest acord niciodată nu s-au discutat datele financiare. Date importante, totuși. Adică vrem să știm dacă aceste proceduri costă cât procedurile AKH sau... Există condiții să fie pe plămâni. Pe transplantul pulmonar. Da. Vor fi făcute cazuri mai ușoare sau și cazurile complexe? Nu, în special pentru cazurile complexe sunt aceste acorduri. Da. Domnul ministru, toți cei 25 de tineri care au venit ieri din China au fost lăsați să plece acasă, deși protocolul zice că aproximativ 14 zile ar trebui să fie izolați. Unul dintre însoțitorii acestor copii spunea că a cerut celor de la DSP să fie dus undeva și ținut 14 zile pentru că are copii acasă și e frică să nu aibă virusul. De ce nu i-a fost respectată dorința, având în vedere că a fost în China? Păi nu toți cei care sunt în China, nu există niciun protocol de care enumerați pe care l-am amintit dumneavoastră, se practică deocamdată recomandările care sunt, noi funcționăm după recomandările care sunt elaborate de specialiștii noștri, deci avem izolarea voluntară la domiciliu, iar în momentul apariției unei simptomatologii de tip pseudogripal se adresează centrelor de boli infecțioase referente. Ok. Cei 7 medici de la Bacău au spus că își vor da demisia pentru că li se pare că medicul a fost amendat abuziv. Ce le spuneți acestor? Nu și-au răspuns, mai repede. Au spus că o să își dea demisia. Cum îl cheamă pe colegul? Rafael. Am discutat chiar la începutul conferinței, cred că Liliana a pus întrebarea și am dat mai explic o dată situația de la Bacău. Într-adevăr, au fost 7 medici care și-au depus demisia. Pentru a nu perturba activitatea, totuși ca medici am depus un jurământ, nu ne putem da demisia că ne supărăm. Am rugat-o pe doamna profesor Cimpoieșu, în președinta Comisiei de Medicină de Urgență și care este singurul profesor universitar în acest domeniu să intervină. Medicii și-au retras demisia, a rămas un singur medic demisionar. Ne întâlnim mâine cu Comisia de Medicină de Urgență pentru a detensiona acest conflict și în momentul de față UPU de la Bacău funcționează normal. Acum știți foarte bine că în orice țară există un curent antivaccin. N-aș putea, nu știu exact poziția domnului deputat, dar probabil se pronunță ca persoană fizică. Știți foarte bine poziția noastră privind vaccinarea. Suntem aici și discutăm de gripă tocmai pentru a încuraja vaccinarea. Este o practică care se, nu domnul profesor o evocă foarte bine. Noi suntem pentru evidence-based medicine, adică nu putem pune în discuție beneficiile care au fost aduse de vaccinare. Gândiți-vă, populații întregi din America au dispărut datorită bolilor care au fost eradicate prin vaccinare. Pe de altă parte, trăim în Uniunea Europeană și oricine are dreptul la opinie. Putem vorbi și despre modificarea legii 95 prin ordonanța. Sigur că de urgență. Da. Spune aici că serviciile medicale din cadrul Programului Național de Sănătate curative, adică sunt cele plătite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, vor fi incluse și cele plătite direct de la Ministerul Sănătății în speță? Sunt mai multe modificări ale legii 95 și haideți să le luăm punct cu punct. Sunt două care se adresează programelor naționale.
prima modificare se adresează programelor naționale curative care sunt, care se derulează de mult, cred că de cel puțin 5 sau 6 ani în spitalele private. Acolo fusese un derapaj, să zicem, un amendament din 2014 sau 2015, în care se stipula dacă sunt excedate capacitatea centrelor de stat. După cum ați văzut și dumneavoastră din raportul Comisiei Europene, capacitatea întregului sistem sanitar este excedată și atunci am adaptat acest amendament și de asemenea vine și în sensul stopării oricărei discriminări. Vedeți, dacă vă uitați pe tot acel paragraf din legea 95, ce erau instituțiile sanitare private cu acest amendament, de erau furnizori privați de medicamente, unde nu era niciun amendament. Adică de ce să nu avem furnizorii de servicii medicale la aceeași rang ca furnizorii privați de medicamente? Al doilea amendament pentru programele de sănătate se referă la programele de sănătate, așa numitele acțiuni prioritare, care se desfășoară prin Ministerul Sănătății. Acțiunile prioritare au o particularitate. Prin acțiuni prioritare se decontează numai materialele, medicamentele și materialele sanitare. Deci, practic, dacă dumneavoastră ați avea un spital și ați vrea să ajutați și să pacienți și să creați un centru de infarct în condițiile în care suntem deficitari, practic dumneavoastră ați fi într-o mare pierdere, fiindcă prin acest program al Ministerului Sănătății, vi s-ar putea deconta numai materialele și sanitare și medicamentele. E, chiar și așa, în legea 95 nu se puteau acorda aceste programe unităților sanitare private care ar dori să ajute, deoarece nu permitea legea 95. Deci asta, aceasta este modificarea în legea 95, se permite accesul, dar din aceste programe în continuare se vor plăti numai medicamentele și materialele sanitare unor spitale care ar vrea să ajute în contextul pacienților critici. Infarct și în fața acelor. Și asta înseamnă că pacientul, nu, și asta înseamnă că în aceste programe vor avea acces numai spitale care se angajează să facă acest tip de îngrijiri, asumându-și această pierdere. Și pacientul este vom vedea. Și vom, deci este exclus ca pacienții critici să scoată vreun bani din buzunar în cazul unui infarct sau unui accident vascular cerebral. Da, dar mai este acest lucru. Păi nu, asta este modificarea din lege. Legea apoi are niște norme de aplicare. Acțiunile prioritare au norme de aplicare și în norme de aplicare ale acțiunilor prioritare. Vorbim despre pacient critic. Cine stabilește condiția de pacient critic? Există suficiente UPU-uri? Deci ar trebui să existe UPU-uri deschise permanent, să evalueze pe pacientul respectiv, să stabilească ăsta e critic, ăsta nu e critic. Nu, e clar. Deci un pacient care are infarct miocardic, sunt criterii clare medicale, care nu pot fi discutate. Și un alcoolist de pe marginea drumului care e în stop tot critiche și ajunge cu ambulanța la spitalul privat, că ăla e cel mai aproape, să zicem. Cum îl preia sanatorul sau cum îl preia MedLife-ul sau Monța? Pacienții ajung într-o unitate de primiri urgențe, unde sunt medici urgentiști cu pregătire, care pun diagnostic. Unitatea de primiri urgențe de stat. Sunt unități de privire urgențe de stat și sunt câteva private. Și unde nu există la privat unitatea de primire urgență? Păi pacienții merg conform, noi nu schimbăm parcursul pacientului în această ordonanță. Adică nu înțeleg sensul. Trebuie să aibă UPU, trebuie să îndeplinească niște criterii. Absolut. Să aibă unitate de primire urgență este unul dintre criterii. Da. Și dacă se întâmplă ca starea pacientului să se agraveze și să aibă nevoie de o internare pe timp nelimitat, pe terapie intensivă, o săptămână, două, trei, o lună, astfel de situații se întâmplă la
stat. Pacientul nu plătește nimic. Cine își va asuma în privat lucrul ăsta? Va fi pus să plătească sau își va asuma clinica? Nu, clinicile care vor intra în aceste programe își asumă aceste situații extreme. Din fericire, rolul nostru este să deschidem cât mai multe centre de infarct, de accident vascular cerebral. Dacă pacientul are noroc și iese din faza critică și trece în faza cronică, cine plătește, pacientul sau spitalul? Toată spitalizarea legată de această afecțiune critică până la externarea pacientului este preluată de, de acel spital. Evident cum, cum Mihaela a intuit, nu cred că vor fi foarte multe centre care se vor angaja în acest, în acest demers, dar cred că vor exista totuși câteva centre. Dar vorbim de un mare... pentru aceste programe l-ați mărit pentru că o să fie mai mulți doritori? Absolut. Bugetul pentru aceste programe a fost dublat. A fost dublat? Da. De unde au venit acești bani suplimentari? Sunt, nu, să nu confundăm, contractul cadru se referă la programele casei. Iar noi discutam de acțiunile prioritare ale ministerului. Deci pentru acțiunile prioritare bugetul a fost dublat. Iar pentru casă? Pentru casă n-aș putea să vă spun exact, există o creștere la nivel național, din câte știu eu, bugetul casei a crescut cu 3 miliarde la pentru 2020. Există cumva riscul ca în urma aplicării acestei ordonanțe de urgență legate de programele naționale de sănătate curativă să crească adresabilitatea pacienților către orașe, iar zonele rurale, zonele, orașele mai mici, unde și așa e deficit, să nu mai fie servicii medicale, să nu se mai ofere? Păi cum am putea noi dacă... Pentru că clinicile private sunt mai mult în orașele mari. Deci noi vrem să... Deci haideți să luăm simplu matematic. În momentul de față zicem că avem pe o patologie N centre. Și facem N plus 4, un mic pas înainte, un baby step, trebuie să ieșim un pic, să avansăm. Cum ar putea creșterea cu un mic procent să ducă o scădere a accesibilității serviciilor? Nu înțeleg. S-ar putea face să, dacă dați voie așa... Deci mai bine nu facem nimic. Nu, n-am zis asta, că mai bine nu facem nimic. Părerea mea este că mai bine să stăm să se ia o decizie cu toate... toți factorii implicați, nu doar ministerul și să fie ordonanță de urgență. Apropo, de ce este urgență? Păi nu este ordonanță de urgență, este ordonanță simplă, care este prezentată ca ordonanță simplă. Na, uitați-vă, este ordonanță simplă în perioada de abilitare a guvernului de a lua astfel de decizii. Dacă avem un mare arție, mare consumator... Păi întâi să nu punem... să treacă această ordonanță, dacă este în transparență, și după care vom face publică lista care a fost, care nu a fost adoptată de către noi, ci este adoptată de către comisiile de specialitate, spuneți Mihaela Vantor. Dacă avem un mare ars, este mare consumator de fonduri, ajunge la un spital privat, îi poate consuma fondurile de spitalului respectiv. Este o întrebare foarte bună, dar... într-o săptămână cât are spitalul respectiv fonduri pentru ordonanță. Deci v-am spus, noi deschidem posibilitatea pentru a, ca pacienții să acceseze unele centre. Iar posibilitatea va fi evident modulată în funcție de patologii. Centrele de mari arși, după cum știți, sunt numai, chiar avem un deficit, sunt centre publice. Și acum vă întreb, fiindcă sunteți în număr mare, în momentul de față avem 27, Liliana o să mă corecteze, de centre de mari arși. Avem nevoie de cel puțin 27 de paturi. 23 de paturi de centre de mare arș, de paturi de mare arș, mă scuzați, la sfârșitul zilei sunt un pic obosit, și avem nevoie de cel puțin 60 de locuri de mare arș. Avem câteva centre care au fost renovate prin programul Băncii Mondiale și sperăm să ajungem undeva la 35-40 în 2025-2026. Între timp, cum capacitatea este depășită zilnic, noi transferăm
pacienți în centre din străinătate, unde plătim sute de mii de euro facturi pe un pacient. Atunci, ce este mai bine? Să creăm un cadru legal, să dezvoltăm acest tip de activitate și la noi sau să continuăm așa? E o întrebare retorică. Ați primit până acum solicitări de modificare a acestei ordonanțe? Au fost, această ordonanță a avut 16 avizatori, da, toate ministerele, inclusiv Ministerul Apărării, SRIC, și au fost modificări de la fiecare instituție care au fost adoptate. Două motive pentru care această ordonanță este criticată. Unu, că veniți din zona privată și am văzut că multe comunicate încep, ar fi o idee bună, dar că odată n-am fost consultați și ministrul și un secretar de stat și doamna de la CNAS vin din partea privată. Cum le-ați răspunde? Acum, noi, eu sunt conferențiar la o facultate de medicină publică și am integrare clinică într-un centru de boli cardiovasculare, specialitate deficitară și în regiunea unde există facultatea de medicină publică, nu există niciun alt centru de boli cardiovasculare, am o integrare clinică într-un spital privat. În paralel sunt medici care lucrează și la stat și la privat și sunt medici care sunt în facultăți de medicină și au clinici particulare. Sistemul public coexistă în România cu sistemul privat. Este o realitate. Nu credeți că odată cu adoptarea acestei ordonanțe ar trebui ca medicii să aleagă dacă să lucreze la stat sau la privat? Nu este obiectul acestei ordonanțe. Acest este un subiect care l-am dezbătut în trecut și care necesită o dezbatere largă. Sunt modele care se pot adopta și pe care le vom prezenta, dar este vorba de o politică națională care trebuie adoptată împreună cu toți medicii implicați. Și vă pot prezenta un model foarte interesant la care mă gândesc dacă sunteți interesați de acest subiect. Da, vă-l spun. Îi răspund Cristinei și după care îi răspund Cristinei și apoi vă prezint modelul. Aș vrea să vă întreb când putem spera la un program de screening pentru amiotrofia spinală. Un program de s-a început de anul trecut tratamentul pentru amiotrofia spinală. Acești copilași suferă de o boală foarte agresivă și mă bucur că s-a adus în țară acest tratament care este costisitor, dar pentru care s-au găsit resurse și s-a creat un program național. Evident, se lucrează cu comisiile de specialitate pentru un program de screening. Ne dorim să-l facem prin fonduri europene pentru a integra un pic, știți că avem foarte multe fonduri europene pe sănătate și așa cum am reușit să facem pe similar celorlalte programe de screening, cred că o să-l anunțăm în 2020, o să fie unul din programele de screening. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, în legătură cu situația de la Spitalul Universitar, ați spus într-o intervenție la Digi24 că nu a fost respectată o procedură de... Nu știam când eram la Digi, că chiar în momentul acela era un control din partea noastră, colegii, și chiar mă bucur că îmi doresc ca această instituție să funcționeze normal, să existe proceduri, ca nu îmi doresc ca Ministrul Sănătății să spună de fiecare dată mergeți în control. Deci colegii s-au autosesizat și, surpriză, aveau din 2015 aparatul necesar pentru această procedură și așa că o veste bună, s-a descoperit că aveau și un SIARM într-o cutie absolut și care era pe lista de un an și nu știau de ea. Deci, o să mai facem controle, poate mai găsim niște aparate pe care le mai... Cum ar trebui manipulate aceste deșeuri biologice? Aceste deșeuri biologice se stochează 48 de ore și apoi sunt... Fiecare spital are un contract cu o firmă care trebuie să le distrugă. Domnul, mulțumesc frumos!
Trebuie să vă spun că este un model interesant, care e foarte bine că suntem toți, poate transpare în spațiu public și ne dă de gândit cum s-a adoptat, cum au împăcat și statul și privat unele țări europene. Practic sunt două modele. În țări precum Austria, medicii lucrează liber și la stat și la privat, un model similar României. În Franța, pentru a încuraja medicii să rămână într-o singură instituție, s-a permis medicilor din spitalele publice să realizeze 25% din, de cifre sunt absolut exacte, 25% din numărul de consultații și 50% din numărul de intervenții chirurgicale în regim privat. Avantajul, acest tip de contracte crește venitul spitalelor publice, deoarece pe acest tarif suplimentar care îl încasează medicii în consultații și intervenții, spitalul ia o redevanță, cred că, care este undeva între 20 și 30% în funcție de spital. Există așa ceva, dar nu se aplică. Nu știu dacă există legislativă. Cred că aveți dreptate, s-a încercat această soluție, dar nu știu de ce nu s-a aplicat. Dar cred că este o soluție interesantă. Dar care e funcționat la asigurările private față de noi, unde și asta e, știți foarte bine că asta este unul din challenging-ul mandatului nostru. Credeți-ne că dacă nu am vorbit în presă, asta nu înseamnă că nu am avansat pe acest subiect. Cred că avem întâlniri săptămânale cu reprezentanții asiguratorilor ca să și vrem ca să vă prezentăm la începutul lui martie. Se lucrează la mai multe modele. Este modelul asigurărilor complementare, este modelul mutualist franco-italian și vrem la începutul lunii martie la Palatul Parlamentului să prezentăm în dezbatere publică niște astfel de modele. În plus, în România există așa numitele asigurări voluntare de sănătate. Sunt, din datele care le avem noi, aproximativ undeva între 1,2 și 1,3 abonați care s-au abonat, constituit spontan și cred că se poate crește un, da, milion. Nu, 1,2 milioane de abonați, da, pe asigurările voluntare și trebuie totuși ca aceste asigurări să fie centralizate pentru a aduce un plus de fonduri în sistemul sanitar și pentru a prezenta niște soluții concrete pentru pacienți și pentru populație. Deocamdată nu sunt foarte bine organizate, din câte îmi dau eu seama. Spuneți, vă rog. Domnul ministru, la Veste Colegiunea Europa Liberă. Aș dori să vă rog în primul rând o clarificare dumneavoastră. Ați spus acum câteva minute că vă bazați pe faptul că accesul furnizorilor privați de servicii medicale la acțiunile prioritare, care nu sunt programe naționale, sunt doar acțiuni prioritare, se va face pe baza asumării de către furnizorul respectiv că își asumă pierderea generată de posibile alte costuri? Sunt niște contracte care există de câțiva ani pe acțiunile prioritare și astea deocamdată sunt regulile în acțiunile prioritare. Da? Deci deocamdată noi lucrăm la această modificare a legii 95. Trebuie să ne creștem numărul de centre de infarct. Nu este un demers logic. Trebuie să ne creștem numărul de centre de nu, dar vreau să luăm raționamentul nostru ca să înțelegeți cu toți. Trebuie să creștem. Exact. Trebuie să crește numărul de centre de infarct. Avem în construcție spitale regionale în care vor fi centre de infarct. Este evident că știu structura, am verificat. Primul spitale regionale vor fi gata în perioada 2026-27. Până atunci trebuie să venim cu niște soluții pentru pacienții din România și această modificare și deschidere către centrele care le avem deja este firească. Dar, totuși, permiteți-mi să repet întrebarea.
intră furnizori privați pe servicii medicale. Dacă respectă, absolut, și dacă, și dacă respectă, în plus, nu numai dacă semnează contractul, și dacă respectă criteriile. Sunt niște criterii foarte stricte, care sunt verificate de Comisiile Naționale de Specialitate pentru fiecare centru. Și cadrul ministru, mai întreb, pentru că ați scuze, că ați menționat, s-a vorbit ceva mai devreme despre mari iași. Recent s-a semnalat în spațiu public de către Alexandra Furnea, supraviețuitoare colectiv, cazul unei tineri externate la spitalul de Arș cu arsuri pe 40% din suprafața corpului. I s-a recomandat și să dea cu cremă de gălbenele. Tânăra este acum în spital, cu, se pare, cu infecții. Și kinetoterapie în condițiile în care nu există, după știința, în astfel de centre. Întrebarea mea ar fi, când vor exista centre pentru recuperarea marilor arși în România? Când estimați că dați drumul unui astfel de proiect? De asta facem aceste modificări legislative, fiindcă Ministerul Sănătății nu poate construi centre pe fiecare specialitate. Adică trebuie să trecem de la un sistem centralizat, etatist, la un sistem european în care să lăsăm furnizorii de servicii medicale să se adapteze cererii de servicii medicale, cum s-a dezvoltat societatea românească după 1989 prin liberalizare. Din păcate, această liberalizare și s-a blocat puțin în sistemul sanitar. Da? Domnul ministru, mai aveam două întrebări, dacă îmi permiteți. Ați spus mai devreme, când era vorba de vaccinuri, că sunteți fanii evidence-based medicine. Puteți să-mi spuneți, vă rog, dacă există un evidence-based analysis care a stat la baza formulării propunerii de ordonanță de urgență, nota bene, nu ordonanță simplă, ordonanță de urgență, pentru că modifică o lege și nu poate fi modificată decât de un act normativ de putere egală. Deci există un evidence-based analysis care stă la baza formulării acestei politici publice prin modificarea legii 95, niște statistici, niște proiecții, niște impact pe un an, pe 5, pe 10, cum migrează fondurile, ce se întâmplă. Vă referiți la legea 95? Exact, la modificarea. Pare rău să vă, să vă contrazic, este o ordonanță simplă și vă explic de ce. Suntem în, sunt probabil din săptămâna viitoare o să fie o ordonanță de urgență, fiindcă, dar deocamdată este o ordonanță simplă, fiindcă suntem în perioada de abilitare a guvernului de a da ordonanță. Deci nu avea rost să o facem ordonanță de urgență. Da. Deci există dovezile științifice, date, statistici care vă motivează această modificare? Da, haideți să începem. În România, 56% din decese se datorează bolilor cardiovasculare. Suntem pe ultimul loc din Europa la multe capitole, printre care sunt numărul de centre de infarct la 100.000 de locuitori. Avem, cred că nu mai suntem pe ultimul loc, dar suntem pe antepenultimul la numărul de decese datorită infarctului miocardic și înșirurile continuă. Deci toți aceste, avem raportul Comisiei Europene publicat, dacă mă înșel, la sfârșitul lui noiembrie 2019, unde suntem în roșu pe toți indicatorii și atunci sunt modificări firești în condiție, în tot acest context. Și impact pe termen scurt sau mediu? La ce vă referiți? Impact, impactul în viața reală a acestor măsuri. X fonduri migrează de la public la privat. Ce se întâmplă? Cum? Cum se schimbă traseul pacienților în sistemul sanitar? Toate datele acestea pe care ministerul le are, adică le poate avea de la Școala Națională de Sănătate Publică. Aceste date le puteți cere de la Școala Națională de Sănătate Publică. Noi v-am explicat foarte clar atât pe acțiuni prioritare cât și pe programele curative care este impactul. Și ultima întrebare, domnul ministru, vă rog, nu vă supărați pe mine. Da, în niciun caz. Bolile cardiovasculare sunt cauza numărul 1 de decese în România. Aș dori să vă rog, dacă puteți să-mi spuneți, de ce este Institutul Național de Sănătate Publică fără director cu drept de sănătate? Asta răspund eu, rugasem pe colegul meu să mai intervină. Fiindcă este o somitate în bolile cardiovasculare. Nu, Institutul Național are un manager interimat care a fost prelungit contractul. Are un manager azi, puteți verifica. Da. Deci mai sunt, este Mihaela. Da. Și
Atunci, întrebarea care derivă din asta, de ce timp de o săptămână dumneavoastră ați adus INSP în situația în care mai are două zile ca să depună documentația pentru un proiect de 20 de milioane de euro pentru screening de boli cardiovasculare pentru 160 de milioane? Exact. Este o întrebare foarte bună și m-am trezit cu o zi înainte de... cu un mail de la fonduri europene despre acest proiect, care l-am descoperit această săptămână. Deci este aberant să descoperi un proiect de 20 de milioane de euro pe screening pe boli cardiovasculare care stătea într-un sertar. Și am trimis, imediat am luat legătura cu ministrul fondurilor europene, cu persoana de la Ministerul Fondurilor Europene care gera acest proiect și avem o întâlnire cu toți, fiindcă am înțeles că nu sunt culmea, nu sunt cereri, nu sunt aplicații depuse pe acest proiect. Și atunci, având în vedere importanța și magnitudinea acestui proiect, cred că avem întâlnire vineri sau joi cu cei de la fondurile europene, INSP, exact pe acest proiect. Vreau să știu exact ce n-a mers și de ce am ajuns în situația asta. Revenind puțin la Spitalul Universitar, în atribuția cui intră ca acel aparat? Răspund și după aia vă răspund. Cine ar fi trebuit să se preocupe ca acel aparat pe care l-ați găsit în cutie să funcționeze? Administrația Spitalului Universitar. Este o anchetă în curs. Despre ce fel de aparat era? Ce este un SIARM? Este un aparat de radiologie portabilă în care se fac intervenții de tip endovascular și în special intervenții de ortopedie. Știți, când se face o osteosinteză pentru a verifica alinierea poziționării unei proteze față de os, se folosește un aparat portabil cu raze X intraoperator, care sunt destul de scumpe și există o cerere la nivel național de astfel de aparate. Am două întrebări. În legătură cu programele curative, cine să garanteze faptul că spitalele private nu vor cere bani plus pentru condiții hoteliere, pentru analize suplimentare, plus față de decontare? Vă referiți la programele CASA, da? Bun. Spitalele, încă o dată repet, cu riscul de a mă re-repeta, spitalele private sunt incluse în programele naționale curative din 2014. Și dacă analizăm programele curative, sunt programe care au fost concepute mai nou și în care decontul pe pacient este realist și sunt programe care rulează de peste 10 ani și în care decontul este net, nu acoperă decât un sfert din intervenția chirurgicală. Și astfel sau intervenția. Restul era acoperit de pacienți prin complată. Și împreună cu din aprilie cu nou contract cadru, regândim aceste programe naționale de sănătate, deoarece această practică de a ne fura singur căciula a dus ca Casa Națională de Sănătate să plătească anual undeva peste 100 de milioane de euro clinicilor și spitalelor din străinătate, deoarece pacienții români plecau și trebuia casa să plătească pe formulare europene aceste proceduri în străinătate. Pe an, 100 de milioane da, de euro? Da. Încă nu am situația la zi a arieratelor pe... Și acești oameni n-ar mai trebui să mai plece. Evident că în medicină, din păcate, EMA, nu există un efect de tip on-off. Acești ani de zile de politici sănătate, hai să zicem, cel puțin... Aș vrea să folosesc irresponsabil, că este un cuvânt prea dur, dar nerealiste, a dus la această situație. Facem niște modificări care să ne punem pe o funcționare normală, europeană. Asta nu înseamnă bani mai puțin pentru spitalele de... Păi tocmai v-am spus că s-a suplimentat cu 3 miliarde bugetul casei și... da. Și de asemenea trebuie să economisim aceste fonduri care sunt plătite spitalelor din străinătate. Astfel continuăm la fel aceeași politică și vom avea exact aceleași probleme sau mai în rău în anii care urmează. Dar cum avem garanția că un medic care lucrează și la stat și la privat nu va prefera să-și ducă pacienții pentru intervenții la privat?
Și plus, dacă nu va mai avea voie să lucreze, fiind și privat un contract cu casa pe același program. Păi știți foarte bine că este prevăzut în contractul cadru că un mediu care are contract cu instituție sanitară are contract numai cu instituție sanitară. Bine, dacă mai sunt două întrebări, că suntem două. Pentru? Pentru programul de oncologie. În momentul de față, pacienții care aleg să meargă să se trateze în privat, plătesc foarte mult, vin cu bani de acasă pentru program. Dacă vor să se ducă la stat, ei se spune, ești deja luat în evidență la privat, te duci și rămâi acolo. Cum veți rezolva această problemă? Evident, sunt situații care sunt anormale și trebuie să fie rezolvate. Pentru asta, intervențiile, procedurile trebuie decontate la costuri reale și pacienții nu trebuie să expuse. Costul real este calculat de specialiștii Casei Naționale de Sănătate împreună cu specialiștii din absolut. Și pentru asta se lucrează împreună cu comisiile de specialitate pentru costurile reale. Ultima întrebare, pe domnul profesor îl lăsăm să răspundă. Haideți să ne acceptăm totuși pe ordonanța asta, că pentru asta am venit, nu pentru... Da, mai luăm o întrebare. Da. Asta era întrebare legată de conferință. Da. Da. Acum, în momentul în care se fac contractările, se fac pe parturi, da? Păi, când faci pentru spital. Pentru aceste programe sunt stipulate un anumit număr de paturi. Cum veți face să fie, dacă se duc către privat, cum împărțiți paturile? Cine primul venit, primul sosit, cum o să fie? Cum alegeți? Cum se alege și până acum? Încă o dată, repet, spitalele private sunt în programele naționale de sănătate, incluse în acest număr de paturi din... Nu sunt în toate cele care sunt pe site acolo, doar în cele care excedează statul. Nu sunt în toate. Deci, oricum, numărul de paturi va fi, același număr de paturi va fi împărțit la mai mulți. Pacienții, pentru că există mirajul privatului, se vor duce către privat. Pacienții au mirajul medicului. Este foarte important să punem pacientul în centrul sistemului și să lăsăm să își aleagă medicul. Relația medic-pacient este foarte importantă, este baza medicinei și este baza încrederii în procesul medical. Știți că foarte, foarte bine că aceste programe au niște criterii foarte stricte care sunt analizate, care sunt elaborate de comisiile de specialitate și sunt analizate de către casă. Sunt criterii de dotare foarte stricte și sunt cei care intră în aceste programe sunt practic o elită care reușesc să facă aceste proceduri. N-a pomenit nimeni despre curtea de conturi. Vă mulțumim. Domnule ministru,